Da să și fie numele. Cășmare Har ne-a făcut, acela de a ne numi copiii lui. Am murit, am viat ca astăzi noi fiecare să avem salvare. Lăudați să fie numele lui. Aș dori pentru cuvântul din seara aceasta să vă invit să vă deschide scriptura, de această dată cartea lui Iona, capitolul 1, de unde voi citi primele două versete. Pagina în Sfânta Scriptură, ediția Cornilescu, 893. Iona, capitolul 1, începând cu versetul 1 și voi conclude în versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi spune în felul următor. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că și răutatea ei s-a suit până la mine. Amin. Cu mult respect, vă invit să vă reașezați. lăudat să fie Domnul. Mă gândeam zilele acestea la mesajul acesta și mă tot rugam înaintea lui Dumnezeu și ceream un gând din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Și mi-am dat seama că trebuia să aleg un test din Scriptură, ceea ce Duhul Sfânt mă insufla să fac și mă inspira și mi-am dat seama că noi ca și oameni suntem înconjurați de o lume a alegerilor. Orice facem noi ca și oameni, ori încotro ne îndreptăm sau ceea ce avem noi planificat ca și oameni, trebuie să facem anumite alegeri. Vrei să schimbi mașina imediat, intri pe internet, navighezi și la un moment dat trebuie să vorbești cu partenerul tău de viață, cu soțul, soția, vorbești cu colegii tăi de muncă, te sfătuiești cu, cu cei din prejurul tău și spui ce mașină să aleg, oare ce ar fi mai bun pentru mine. Și noi oamenii suntem mereu puși în fața faptului împlinit să alegem. Trebuie, vrei să schimbi jobul și te gândești, bă, ce job să aleg, ce pot alege să fie mai bun pentru mine. Și în fiecare zi, noi ca și oameni avem, uh, avem lucrul acesta de făcut să alegem. În seara aceasta s-a cântat despre Isus Hristos într-un mod deosebit. Și așa cum spuneau frații înaintea mea. Este posibil să vii în casa lui Dumnezeu totuși să fii pus în fața unei alegeri. Pentru că în seara aceasta poți să pleci cu un Iisus în viață în inima ta sau poți să plecăm din locul acesta exact cum am venit. Suntem în fața unei alegeri foarte mari. Dar mi-am dat seama de un lucru zilele acestea stând și cugetând la mesajul acesta. Că noi oamenii de multe ori suntem atât de falimentari în domeniul alegerilor. Suntem atât de falimentari atunci când trebuie să alegem bine. Și atâta ne strofocăm în paturile noastre, în casa noastră, în familia noastră și ne tot gândim, Doamne, cum să fac să aleg mai bine pentru mine și pentru familia mea? nu e așa? Și m-am gândit și citeam zilele acestea despre un misionar, un om al lui Dumnezeu. Cred că dumneavoastră ați auzit despre el, iar dacă nu vreau în seara aceasta să vă spun în introducere un mic pasaj din viața lui Deși a fost ultimul drum. S-a întâmplat acolo la mormânt. Numele lui este David Livingstone. Omul acesta a fost un misionar, un foarte mare misionar. Omul acesta, spuneau istoricii despre el, că a fost un om al lui Dumnezeu, un misionar care se spunea despre el că a descoperit Africa. Și omul acesta a avut o misiune clară. Să meargă acolo, în Africa. A fost ales de Dumnezeu să meargă pentru lucrarea acelea. aceea. Omul acesta din inima lui alege să se îndrepte în Africa și Dumnezeu face o lucrare mare cu el. Vă invit acasă să citiți despre David Livingstone. Dar vreau în seara aceasta, înainte de mesaj, să vă arăt doar o ultimă zi, un ultim drum al acestui om. Spuneau, uh, istorioara aceasta povestea despre el că acolo, în ziua morții lui, când era acolo dus la groapă, era uh, cortegiu funeral, toți erau adunați acolo cu sicriu, cu, cu, uh, cu cântări și cu ceea ce se merge așa în ultimul drum la, la, la mormânt acolo. Și spuneau oamenii că la un moment dat, acolo în, în la ce am durerea, ce am plânsetul acela, vine un om foarte murdar, un om bețiv. La un moment dat omul acesta știa cine este în mormânt și a încercat așa să intre printre oameni, să se strecoare acolo, cumva, cumva să ajungă să-l vadă și el pe ultimul drum, pe David Livingstone. La un moment dat, unii de acolo apropiați ai familiei lui David îi felul următor, bă omule, te rog, nu mai te băga așa în față, nu vezi că aici e familia, aici e biserica unde a slujit omul ăsta, chiar vrei așa cu ardoare să ajungi lângă el? La, la, la un moment dat spune omul acesta, da vreau să merg acolo să-l văd pe prietenul meu și colegul meu de clasă duminical. Și spunea, stai un pic, cum? Era colegul tău de clasă duminicală. Și-a zis omul acesta bețiv în felul următor, da, David a fost cu mine la școala duminicală. Și spunea ultimele cuvinte omul acesta în felul următor, ceea ce m-a diferențat pe mine de David a fost următorul lucru. Și spunea omul acesta astfel, în ziua aceea, când l-am văzut ultima dată, David a ales să-l slujească pe Hristos, iar eu am ales să-i fiu împotrivă. Și aia m-a diferențiat pe mine de David Livingstone. Și în ultima clipă acolo și-o văzut colegul care se va duce în împărăția lui Dumnezeu din pricina unei alegeri bune. De aceea în seara aceasta vreau să vă spun, oameni buni, că alegerile noastre de astăzi pot influența viitorul nostru de mâine. Dacă astăzi pleci cu Iisus Hristos din locul acesta, viața ta nu va fi o viață decât binecuvântată, vor mai apărea necazuri, vor mai apărea probleme. Dar faptul că în seara aceasta avem ocazia să-L alegem pe Iisus Hristos, viața noastră va fi o viață urmărită de binecuvântarea Lui Hristos. Și omul acesta care a mers la David, la mormânt acolo, spunea în felul următor, David s-o diferenția de mine prin faptul că l-o ales pe Hristos și uită-te în ce situație am ajuns eu prin faptul că am ales să mă împotrivesc lui. Oameni buni, alegerea noastră de astăzi poate uh, oarecum schimba viitorul de mâine dacă astăzi alegem greșit, oameni buni într-o zi, poate nu mâine poate nu anul viitor, dar într-o zi dacă Dumnezeu ne va mai da zile consecința alegerii noastre se va vedea de aceea în seara aceasta este bine să plecăm cu Hristos din locul acesta și m-am intitulat mesajul cu sau fără Dumnezeu. Pentru că a fost un om în Scriptură, Saul, un mare împărat, în, în momentul în care poporul Israel se ruga lui Dumnezeu să-i dea un împărat. Primul împărat a fost Saul și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Saul, mâna de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuia să meargă împotriva poporului Amalek să se lupte cu el și când era vorba de nimicire, trebuia nimicii cu desăvârșire, nu trebuia nimic să scos din poporul acela. Pentru că porunca lui Dumnezeu era ca poporul am ales să fie nimicic cu desăvârșire. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că din pricina unei alegeri greșite, din pricina că Saul totuși a îngăduit ca oamenii din poporul lui să fure ceva din locul acela, Saul, eu cred că a fost înștiințat, știa de lucrurile acelea totuși a ales greșit și au spus cu siguranță Dumnezeu nu va vedea asta. Din pricina unei alegeri greșite, Saul spune cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care Samuel merge și vorbește cu el din partea lui Dumnezeu, îi spune că Dumnezeu astăzi te-a lepădat. Știți de ce? Saul n-a făcut un păcat atât de mare din pricina unei alegeri greșite, oameni buni. Neascultarea, dacă vom căuta tot mai mult să nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, știți ce va face asta în viața noastră? Ne va îndepărta tot mai mult de Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, mă rog, lui Dumnezeu și ceea ce mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră să fie o reală binecuvântare pentru noi. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat cu sau fără Dumnezeu. Și aș vrea din viața acestui om, Iona, să prezint trei categorii de oameni, trei categorii de oameni care au făcut alegeri diferite. Și un prim lucru pentru noi, în seara aceasta, îl găsim în versetul 3. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. Și primul lucru din seara aceasta, prima categorie de oameni despre care vreau să vă vorbesc, este categoria de oameni care fuge de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu într-o vreme ca și aceasta ne mai vorbește. Cuvântul Lui răsună în auzul urechilor noastre, ori de câte ori deschidem Biblia oameni buni. Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care ne vorbește fiecare dintre noi. Ori de câte ori stăm cu frați și venim aici în casa Domnului la slujbele bisericii. Dumnezeu nu face altceva decât să ne trimite mesaje glorificate să fie numele Său. Dar spune cuvântul Lui Dumnezeu că așa a primit și omul acesta Iona. Și la un moment dat când cuvântul Lui Dumnezeu a venit spre Iona, spune Dumnezeu în felul următor, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona s-a sculat să fugă exact în partea opusă unde avea Dumnezeu plan cu el. Pentru că categoria aceasta de oameni, oameni buni, o vedem foarte des în, în mijlocul nostru, foarte des în viețile noastre, vedem prieteni și apropiați care aleg pur și simplu să fugă de Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit și aș vrea să fac o precizare aici la primul punct. Și o precizare pe care aș vrea să o fac este următoarea. Oamenii fug de Dumnezeu pentru că nu le convine ce le cere Dumnezeu. V-ați gândit la asta? Am avut un prieten odată și atât de frumos îi vorbea Dumnezeu. Totuși omul acesta avea o viață puțin duplicitară. Îi plăcea lui să mai tot facă un lucru, să mai facă alt lucru. Totuși credea că este cu Dumnezeu. Totuși venea la biserică, avea dorință să se schimbe, dar nu putea să renunțe în inima lui. Și îmi spunea omul acesta la un moment dat, vorbind cu el, Tony, atât de mult mi-a vorbit Dumnezeu și atât de clar, atât de diminuțios mi-a vorbit Dumnezeu și totuși n-am ascultat. Și o trebuie Dumnezeu să schimbe în viața mea, să aducă o lovitură, să aducă un necaz în viața mea ca eu să pot înțelege că ceea ce îmi cere Dumnezeu mie e mai bine decât ceea ce cred eu că e mai bine pentru mine, oameni buni. Că o primă problemă a oamenilor care fug de Dumnezeu e că pur și simplu nu le convine ceea ce Dumnezeu le cere. Voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea noastră în primul rând. Voia lui Dumnezeu primordial în viața noastră este ca noi să trăim ca și El și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și de multe ori, oameni buni, într-o lume murdărită, într-o lume înhibată de păcat, este greu să trăiești ca și Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu, nu acceptăm în totalitate lucrul acesta. Nu este imposibil. Cu Dumnezeu orice lucru este posibil. Că de e un Dumnezeu viu și mă rog în seara aceasta să învie în viața fiecărui acest Hristos. O altă precizare la oamenii care fug despre Dumnezeu este un alt lucru care îi inhibă pe oameni și îi bagă în fugă asta desperată cât mai departe de Dumnezeu. Oamenii care fug de Dumnezeu sunt oamenii care nu vor să renunțe la păcat. Sunt unele adicții în viața unora încât atât de mult îi țin acolo atunci când Dumnezeu vine cu cuvântul lui, atunci când Dumnezeu caută persoana aceea să o salveze, nu-i să facă altceva lucru. Totuși, oamenii aia, din pricină că este păcatul acela acolo în viața lui și nu vor nici cum să renunțe la el, oamenii aceștia nu fac altceva decât să fugă de Dumnezeu. Spunea Isaia, profetul Isaia, în cartea lui, capitolul 59 cu versetul 2, spunea omul acesta un cuvânt care sună astfel, nelegiuirile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Oameni buni, v-ați gândi că păcatul, cât o fie de mic și mare, deși nu există diferență între păcat mare sau păcat mic, păcatul acela mic, care tu îl vezi, bă, nu poate Dumnezeu să intervine și aici, pentru că nu e un lucru urât, credem noi oamenii de multe ori. Acel mic lucru din viața noastră, știți că poate fi un zid mare între noi și Dumnezeu și în momentul în care El alege să ne vorbească prin cuvântul Scripturii, în momentul în care El alege cumva să ne știșteze pentru un vis, pentru un glas profetic, oameni buni, din pricina acelui lucru noi nu putem primi cuvântul lui Dumnezeu. Și asta fac oamenii care fug de cuvântul lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta mă rog să nu, mai, să, să, nu fim din aceea care fug de cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care Hristos alege să ne vorbească, indiferent cum alege El să o facă, noi să fim gata să spunem, Doamne, vorbește că-și tăi ascultă, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iona spune cuvântul lui Dumnezeu că trăia într-un context uh, foarte, foarte sumbru, un context rece, tot mai mulți oameni erau departe de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și îi vorbește lui Iona astfel și îi spune, Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, pentru că Ninive era o cetate extraordinar de mare în vremea aceea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atât de stricată era încât păcatul a ajuns din nou la culme. Toată cetatea Ninive 3 am împăcat oameni buni, se închinau la idole, aveau alți Dumnezei, nu l recunoșteau pe Dumnezeul adevărat și spune Biblia că și cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește lui Iona, Iona, du -te. Știți care era contextul acela? Am stat și m-am gândit și am citit un pic în istoria biblică. Spun comentatorii biblici, cei mai mulți dintre ei spun că atunci când un israelit, un om din, din, partea aceea, mergea în locul acela, în Ninive, atunci când se întâlneau, oamenii aceștia cu Ninivenii erau foarte tare torturați. Oamenii aceștia aveau o ură împotriva poporului lui Dumnezeu. Și la un moment dat când au venit cuvântul lui Dumnezeu, vă dați seama ce era în mintea lui Iona. Mă gândesc că Iona până atunci s-a rugat, Doamne, voia ta, Doamne, cum facem și noi de multor ori. Doamne, voia ta, trimite-mă, că mă duc, Doamne. Și până în momentul în care Dumnezeu la poate să ne trimită pe jos, acolo din nou, Doamne, dar chiar așa. Dar nu sunt mașini, Doamne. Poate ne alege Dumnezeu să ne trimită într-un sat unde nu a mers nimeni. Oameni buni, știți ce facem de multe ori. Spune, Doamne, dar chiar eu. Doamne, dar atâta de bine predic eu, fiș la mâna aia de oameni, mă trimis să predic. Așa facem noi. Știți ce o Iona? Că dacă ajunge acolo în Ninive, va fi și el torturat. Și din pricina lucrului acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că în loc să meargă Iona la Ninive, nu face altceva decât să se îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu și să meargă spre Tars. Oameni buni, cuvântul lui Dumnezeu este clar pentru fiecare dintre noi. De aceea Iona nu a putut suferi lucrul acesta. Și spune Biblia mai departe că omul acesta alege în inima lui pur și simplu să, ple să plece de lângă cuvântul lui Dumnezeu. S-a gândit Iona că nu va avea nicio consecință. S-a gândit Iona așa, dacă mă duc și ajung în altă parte, cu siguranță Dumnezeu nu mă va căuta, Dumnezeu nu va spune nimic. Știți ce spune Biblia despre omul acesta mai departe? Că la un moment dat spune că merge acolo la Tars. Și acolo la Tars se întâmplă un lucru fenomenal. Istoricii spun că acolo la Tars o corabie venea exact la șase luni. Era o singură corabie la șase luni de zile. Treceau șase luni de zile, vedea o corabie spre Tars. După aia mai treceau șase luni de zile, altă corabie mergea la Tars. Și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, că Iona s-a dus acolo și o cumpărat un bilet și o plecat spre Tars. Știți ce am primit din partea lui Dumnezeu și am stat și am cugetat la cuvântul lui? Că atunci când vrem să fugim de cuvântul lui Dumnezeu, diavolul ne va deschide imediat o portiță. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta alege pur și simplu să plece de lângă cuvântul lui și să se îndrepte către tars. Oameni buni, îi vremea în care Dumnezeu vorbește. Îi o vreme pentru noi bună, pentru sufletele noastre. De ce de multe ori avem atitudinea lui Iona? De ce de multe ori ne, ne catalogăm și ne comparăm oarecum cu această atitudine, oameni buni? De ce de multe ori nu acceptăm voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este cea mai bună voie pentru viața noastră. Deși și diavolul are o voie pentru viața noastră. Știți că diavolul are o voie pentru viața noastră și voia diavolului pentru viața noastră este să ne distrugă. Este să ne îndepărteze de Dumnezeu și de multe ori, fiind naivi oameni buni, fiind în neveghere, de multe ori renunțăm atât de ușor la cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Biblia că Iona s-a îndreptat la Tars și acolo la Tars au avut un bilet de plătit. Acolo la Tars spune cuvântul lui Dumnezeu că pe, pe, pe corabia aceea s-a stârnit un vânt mare pe... S-a stârnit un vânt mare acolo, pe, un vânt puternic pe mare și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceia au început să intre în panică. De ce? Pentru că cunoșteau atât de bine marea și nu știau cum era posibil să se nască un vânt atât de mare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta a avut o consecință extrem de mare. O să vedem în cele ce urmează. Dar în încheiere, înainte să merg mai departe la următorul punct, aș vrea să vă povestesc despre o experiență pe care am trăit-o și am văzut-o cu ochii mei. Îmi aduc aminte, acum a ani de zile, fratele David este aici că, pentru că și el știe bine întâmplarea aceasta. Acum a ani de zile, împreună cu biserica, am avut un proiect să împărțim 10.000 de scripturi și Dumnezeu ne-a ajutat să împărțim undeva la 8-9.000 de scripturi, lăudat să fie Domnul. Și la un moment dat, acolo, în orașul în care el este ca și misionar, în orașul în care el se ocupă de biserică, la Vânjur jumare mai exact, țin minte că am fost propus acolo ca și lider în orașul acela și ne-am despărțit în două echipe. Eu mi-am format o echipă, am mers într-o parte a orașului și cealaltă echipă a mers în cealaltă parte a orașului. Și la un moment dat, un frate a mers, a văzut acolo o doamnă, avea un business acolo în vânjul mare și a luat o scriptură. Și a luat scriptura aceea, omul acesta, și a mers acolo la, la, la femeia aceea și a spus, te rog, vreau să-ți ofer un cadou, vreau să-ți ofer cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să-mi dai bani pe el, nu vreau altceva în schimb vreau doar să primești cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce a spus femeia aceasta către tânărul acesta? Pleacă de aici, că nu-mi trebuie mizeria asta. Și omul acesta, fiind cu bun simț și, și călăuzit de Dumnezeu, a zis, Doamnă, vă rog, haideți, este cuvântul care vă poate schimba viața, este cuvântul care poate să facă ceva în viața dumneavoastră, este cuvântul care vă poate apropia de Dumnezeu. Știți ce a spus mai tare și mai recalcitrat femeia aceasta? Pleacă de aici să nu te mai văd, că eu n-am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Două săptămâni mai târziu, știrea aceasta a ajuns și pe internet să fie pusă. Două săptămâni mai târziu, concubinul ei cu care trăia, o venit din Italia, când au ajuns în fața businessului ei, o scos pistolul și acolo, față în față cu ea, față în față cu ceilalți oameni, pur și simplu a împușcat o în cap. Eu vă spun un lucru. Femeia aceasta a avut un mesaj clar din partea lui Dumnezeu. Ia cuvântul meu și schimbă viața. Oameni buni, din pricina unei alegeri greșite, din pricină că o respins cuvântul lui Dumnezeu, vă dați seama ce important e că atunci când Dumnezeu ne vorbește, că atunci când El vrea să ne caute, vrea să vină în viețile noastre, să-L primim, oameni buni. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Din pricina unei alegeri greșite, Iona au avut consecințe în viața lui. Din pricina unei alegeri greșite, femeia aceasta o a avut de suferit și o suferit nu ușor oameni buni, până acolo când a murit fără de Dumnezeu. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să acceptăm cuvântul lui așa cum e el. da să fie în numele Domnului. Un alt lucru în seara aceasta, atunci când ești cu sau fără Dumnezeu, când trăiești în mijlocul unei alegeri, când trăiești la răscruce de drumuri, când trăiești într-o indecizie, un a doilea lucru în seara aceasta care îl învățăm din viața lui Iona și care îl vedem în foarte multe categorii de oameni este următorul. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Iona, capitolul 2, s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui. Și fiți atenți versetul 2. Și a zis, în mea a chemat pe Domnul. O a doua categorie de oameni, pe lângă prima categorie care fuge de cuvântul lui Dumnezeu, este categoria de oameni care fug la Dumnezeu. Și categoria aceasta de oameni nu sunt altcineva decât oamenii aceia care în momentul strâmtorării lor fug la Dumnezeu. În momentul în care li s-au terminat toate resursele, în momentul în care au ajuns în culmea disperării, în momentul în care au fost strântiți pe jos, în momentul în care nu mai găsesc nicio speranță, și ce fac? Fug la Dumnezeu. De ce? Pentru că în cugetul lor Dumnezeu a pus în cugetul nostru gândul acesta că Dumnezeu este esența vieții noastre. Și știm că El e viu și trăiește și doar El ne poate salva. Doar El ne poate binecuvânta, doar El poate să ne elibereze oameni buni. Și categoria aceasta de oameni sunt oamenii care fug la Dumnezeu. Mi-aduc aminte, oameni buni, de bogatul acela. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mesajul pentru bogatul acela din, din, din întâmplarea aceea cu Lazar era un, un om care stătea la poarta lui. Și în fiecare zi omul acesta nu dorea altceva decât să mănânce firimiturile lui. Și spune Biblia că într-o zi o muri și bogatul și săracul. Pentru că trebuie să înțelegem în seara aceasta că moare și cel bogat și cel sărac. Moare și cel cu carte și moare și cel fără carte. Moare și cel arb și cel negru, oameni buni. Într-o zi, moartea nu se poate ocoli. Moartea o să vină și în viețile noastre și va trebui să plecăm din lumea aceasta. Și bogatul acela spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 16, un, un, un verset foarte interesant, Luca 16 cu versetul 23, spune Biblia așa despre el. Pe când era el în locuința morților în chinuri -a ridic, și a ridicat ochii în sus, a văzut departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Omul acesta s-a gândit să fugă la Dumnezeu când a fost prea târziu. S-a gândit omul acesta să-și ridice ochii la Dumnezeu în momentul în care deja cartea vieții lui s-a închis. Și dacă aici, pe pământ, oameni buni, nu ne rezolvăm problema veșniciei, va fi târziu să o rezolvăm dincolo. de e important, oameni buni, să nu fim din aceia care fugim la Dumnezeu doar în momentul în care suntem la strâmtorare. Știți ce face Iona? Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe că omul acesta în timpul valului este scos de acolo din corabie și a dus pe punte. Și spun oamenii, bă omule, ne-am tot, ne tot gândit din ce pricină s-a întâmplat asta, ne-am tot gândit, până acum am tot mers și am făcut o sută de drumuri, nu s-a întâmplat nimica. Cum de acum când ești tu aici se întâmplă lucrul ăsta? Și spune Biblia că oamenii aceștia au tras la sort și sorțul a căzut pe Iona. Știți ce consecință o a avut Iona? Spune Biblia că a fost aruncat peste punte și a fost înghițit de un pește. Și la un moment dat versetele pe care vi le-am citit spune cuvântul lui Dumnezeu astăzi. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Dar eu mă întreb, de ce Iona nu a putut să cheme pe Domnul mai repede? De ce Iona nu a putut să spună, Doamne, mă duc la Ninive, nu-i nicio problemă, dar te rog, asigură-mă că Tu o să fii cu mine. Te rog, Doamne, asigură-mă că acolo îmi vei purta de grijă, chiar dacă va trebui să trec prin greu, chiar dacă va trebui poate să plătesc cu viața mea. De doar asigură-mă că ești cu mine. De ce Iona nu a putut face asta? Știți de ce? Pentru că Iona a trăit o perioadă în care și a trăit o experiență în viața lui, în care Dumnezeu a vrut să-l învețe o lecție mare, că în mijlocul strâmbtorării oameni buni de multe ori este târziu să mergem la Dumnezeu. De aia în vremurile astea bune pe care Hristos le-a îngăduit în viața noastră, merită în vremea asta să-L căutăm cât timp îi pace. Merită în vremea asta să ne deschidem in inima și să-L primim așa înviat cu mâinile în noastre. Eu vreau să vă întreb în seara aceasta, credeți că dacă va veni o vreme mai grea, credeți că dacă va veni o vreme de strâmbtorare, îl vom căuta cu mai multă pasiune pe Dumnezeu? Dacă în vreme bună nu-l căutăm, Va fi mult mai greu la stăpânare oameni buni. De aceea merită în seara aceasta să nu fim din această categorie de oameni care fug la Dumnezeu doar în momentul în care au nevoie de ajutor. Doar în momentul în care simt că sunt la stăpânare. Doar în momentul în care li se termină toate resursele și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mi-aduc aminte de un băiat care a venit aici la Orșova. Acum, cred că este un an și jumătate de zile. Țin minte că m-a sunat frate Dariu și mi-a zis, ești liber? Și, am zis, da. Și a zis, vezi că vine un băiat dintr-un cutare județ. Și o zis, te rog să-l iei pe băiatul acesta, să-l aduci la noi la consiliere și apoi după aia, te rog după ce facem consiliere cu el, să stai cu el o perioadă până se începe să se pune pe picioare, că este un băiat care își dorește să se schimbe, este un băiat care vrea să caute pe Dumnezeu. Și la un moment dat omul acesta vine, stă cu frații la consiliere, face o consiliere, o mărturisire amănunțită. și la un moment dat, când merg după el să, 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 mă îndrept în locul unde el trebuia să stea, îi zic pe mașină, omule bun, mă bucur că te cunosc, mă bucur că ai o dorință așa arzătoare în inimă să te pocăiești, mă bucur că vrei să te întorci la Dumnezeu cu adevărat. Știți ce mi-a spus omul acesta? Mi-a spus, frate, Tony, stai un pic, că voi n-ați înțeles situația. Și am zis, ce situație n-am înțeles? Nu de a ai venit aici. Și -o zis, nu, eu am venit să scap de droguri, n-am venit să mă pocăiesc. Și în momentul acela am spus, omule bun, tu ai nevoie de pocăință, tu ai nevoie să te întorci la Dumnezeu și Dumnezeu va lucra în un chip minunat în viața ta. Și ce i a spus omul ăsta? Omule, mă duc să te las acasă, îmi iau bagajul și plec. Și în jumătate de oră dus a fost. Știți ce am înțeles? Că omul acesta a venit la Dumnezeu, știți cum? În momentul în care era atât de inhibat în lumea asta drogurilor, încât nu mai vedea nicio scăpare. Eu vă spun, în ziua veșniciei, dacă relația lui cu Dumnezeu nu e împăcată, dacă el nu-l cunoaște pe Dumnezeu, dacă nu se împacă cu Dumnezeu, oameni buni, nu-i va ajuta la nimic. Pentru că nu ne ajută la nimic să mergem la Hristos în momentul în care nu mai avem nicio șansă. Nu ne ajută la nimic să mergem la Hristos prea târziu. de e important în seara aceasta să nu facem așa oameni buni, ci să mergem la Hristos și să spunem, Doamne, sunt aici, vreau să mă binecuvintești și pe mine, lăudați să fie Domnul și Dumnezeu o va face. Aduceți-vă aminte de Samson și cu aceasta voi trece mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Samson, o fost chemat de Dumnezeu să fie judecător în Israel. Dați-vă seama ce chemare a avut Samson. Îi vorbește Dumnezeu părinților lui Samson încă pe când el era în pânte cu mamei lui. Și spune Biblia că băia... cuvântul lui Dumnezeu, băiatul acesta va fi un om cuvânt mă voi folosi de el, băiatul acesta va fi judecător. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a crescut Samson mare. Și la un moment dat, în loc să meargă acolo, un loc în care Dumnezeu l-a rezervat pentru el, spune Biblia că coboară, nu mai e mâna de dus. Sfânt, spune cartea judecător, Și se duce el la, acolo la Timna, o vede o fată și din pricina unei alegeri spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta iese de sub binecuvântarea lui Dumnezeu și pur și simplu se duce departe de Dumnezeu. Știți cum sfârșește Samson? Spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vă citesc versetul acesta, judecător, capitolul 16, versetul 28 și versetul 30. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Samson astfel. Samson se afla în ultima lui zi de viață. Un om care trebuia să fie chemat judecător, un om care trebuia să aducă liniște acolo în Israel, un om care trebuia să fie folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar împotriva filisteinilor. Fiți atenți ce spune Biblia. Atunci Samson a strigat către Domnul în momentul în care era în templu acela între doi stâlpi. Spune Biblia astfel: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte, te rog, Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta, spune Biblia, și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și fiți atenți! Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat, rezemat de ei, unul la dreapta și altul la stânga. Și fiți atenți ce, ce, ce exclamă Samson, un om care a fost chemat de Dumnezeu să fie un mare judecător, spune Biblia astfel. Samson a zis: Să mor împreună cu filistenii. Interesant lucru. Din pricina unei alegeri greșite, din pricina că Samson a ales de bună voie să plece de sub autoritatea lui Dumnezeu, oameni buni, au ajuns Samson în momentul disperării și au fost prea târziu să mai schimbe ceva. În momentul acesta, Samson nu mai avea ochi fizici, nu mai putea să vadă. Părul i-a fost tăiat și la un moment dat, în momentul acesta, îl găsim. I-a crescut din nou părul pentru că în păr îi stătea puterea lui. Ce viață binecuvântată avea Samson înainte, oameni buni. Dumnezeu ne, ne cheamă să avem vieți binecuvântate. Ne cheamă Hristos să fim lumini pentru cei care trăiesc în întuneric Dar oameni buni Îi posibil în seara aceasta Din pricina unei alegeri greșite Să plecăm de sub autoritatea lui Și Hristos nu vrea asta Hristos nu-și dorește asta De aceea mă rog să nu fim din categoria asta de oameni Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și un ultim lucru în seara aceasta pentru noi, un ultim lucru atunci când ești cu sau fără Dumnezeu, când trăiești în indecizia asta, atunci când nu știi pe ce căreri să, să o apuci. Ascultați-mă bine seara aceasta. Iona, mai, ve, mai vedem o atitudine în viața lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 3 cu versetul 1, versetul 2. Și, vă citesc și versetele 1 și 2, dar în 3 este uh, următorul lucru pe care vreau să vă spun. Fiți atenți ce spune Biblia. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Pentru că Dumnezeu e bun și încă o dată eu mai vorbi lui Iona. Și spune Biblia astfel, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Fiți atenți atitudinea lui Iona. Și mă bucur în seara aceasta și m-aș bucura să plecăm cu atitudinea asta cu toții. Amin. Pentru că o a treia atitudine în seara aceasta, prima atitudine a fost atunci când fugi de cuvântul lui Dumnezeu. A doua atitudine a fost Iona a fugit la Dumnezeu în momentul sântorării. O a treia atitudine pentru noi în seara aceasta, un a treilea lucru care ne va ajuta în seara aceasta să plecăm și să înțelegem un lucru, este următorul. Iona fuge pentru Dumnezeu. Cei mai plăcut să știi că fugi pentru Dumnezeu? Fiți atenți ce spune versetul 3. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Nieve, după cuvântul Domnului. O categorie de oameni care aleargă pentru Dumnezeu. Ce e mai frumos să știi că în lumea asta, chiar dacă ai avut o viață depravată înainte, te-ai întâlnit cu acela care pur și simplu a schimbat ființa ta și ființa mea din rărunchii capului până jos în, în picioare, ne-a schimbat cu totul. Ce e mai frumos să te numească Hristos, copilul meu, dute te că am de lucrat cu tine. Ce e mai frumos să un mes decât să fii un mesager al lui Dumnezeu? Și când mergi într-un loc să spui, eu sunt venitul lui Dumnezeu, aici m-a trimis Dumnezeu, ce mai frumos decât lucrul acesta? ce mai frumos în seara aceasta decât să te afli în categoria de oameni care aleargă pentru Dumnezeu? Vreau să vă citesc o mărturie. George Müller, omul acesta are o istorie impresionantă. Omul acesta, George Müller, a, a, avut un stil de viață păcătos. A trăit în lume, departe de Dumnezeu, neavând o Biblie, nefiind interesat deloc de Dumnezeu. Așa am fost și eu înainte să mă întâlnesc cu Hristos. Nici o treabă n-aveam cu Dumnezeu. Și fiți atenți ce spune istoria despre omul acesta lui Dumnezeu. La un cer de rugăciune, fiind invitat de un prieten de-a lui. Spune mărturia acestui om, biografia lui. Omul acesta se întoarce la Dumnezeu. Iar mai apoi, ascultăm mărturia unui misionar, se predă total în mâna lui Dumnezeu și pleacă misionar în Anglia. Prima misiune a lui să plece misionar în Anglia. Fiți atenți mai departe. Apoi se căsătorește și la o lună distanță, George cu soția lui au decis să renunțe la salariul pastoral care îl avea din partea Bisericii și decide să trăiască prin credință în Dumnezeu. Ce mare har. Fiți atenți ce spune despre omul acesta mai departe. Într-o relatare din 25 noiembrie 1835, George. Spunea că asta mult în rugăciune, pentru că omul acesta, în el, în momentul întâlnirii cu Hristos, a născut o pasiune pentru rugăciune. Omul ăsta a ajuns să se roage ore în șir și să simtă prezența lui Dumnezeu cum îl însoțea acolo în rugăciune. Și spune biografia lui astfel, într-o relatare în 25 noiembrie 1830, George spunea că a stat, George spunea că a stat mult în rugăciune și Dumnezeu i-a pus pe inimă să îngrijească de orfani. Din momentul acela, George și familia lui nu a apelat la oameni, ci și-a pus încrederea în doar în Dumnezeu. Și au pus încrederea omul ăsta doar în Dumnezeu. De ce? Că o ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l a acceptat. Și fiți atenți, erau ultimele pagini din cartea lui. Pe întreg parcursul vieții lui, omul acesta s-a îngrijit de peste 1800 de orfani în peste 5 case. Un om care a plecat de la zero. Un om care când s-a întâlnit cu Hristos nu a avut nimic. Un om care când s-a întâlnit cu Hristos o avut o viață depravată. Un om pe care poate societatea sau lumea din, din jurul lui nu îi dădeau nicio șansă. Și spune omul acesta că pe întreg parcursul vieții lui s-a îngrijit de 1800 de orfani în peste 5 case. Și fiți atenți că pe parcursul vieții lui a primit donații de peste 180 de milioane de dolari fără ca el să păstreze nimic. Ce mare har! Ce mare Dumnezeu avem, oameni buni! Același Dumnezeu care l-a schimbat pe George Mueller ne poate schimba și pe noi. Același Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul. Și fiți atenți, testamentul lui, testamentul, ceea ce a lăsat el în lumea aceasta. Și scria în testamentul lui astfel, că omul acesta, George, mai avea 60 de lire și o mobilă veche. Și Dumnezeu cu el a făcut o lucrare imensă. Să te îngrijești de 1800 de orfani în peste 5 case. Lumea să-ți doneze peste 180 de milioane de dolari. Gândiți-vă, oameni, mult bani. Și la finalul vieții să mai ai 60 de lire și o mobilă veche. În ziua judecății îl vom vedea pe George acolo. De ce? Pentru că omul acesta a avut o întâlnire la și a înțeles un lucru. Eu trebuie să fiu din aceea care aleargă pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi în seara aceasta. M-am tot gândit la Apostolul Andrei. Spune Biblia că omul acesta se întâlnește cu Hristos. Este primul care se întoarce la Hristos. S-a întâlnit omul acesta cu Hristos și nu stă pe gânduri. Fuge Andrei repede la Petru. Se duce la Petru și îi spune, Petre, am găsit pe Mesia. Vino, te rog, și te întâlnește cu el. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest Andrei l-a dus și pe Petru, și pe Andrei, și pe Iacov la Hristos. Și dacă ați fost atenți în Scriptură, în Evanghelie, Biblia spune că ori de câte ori Hristos mergea în locul lui de rugăciune, în cei mai apropiați ucenicii a lui erau Petru, Iacov și Ioan. Dar Andrei, primul care s-a întors, lipsea. Niciodată nu a fost cu ei mai aproape. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta trăia oarecum în anonimat cu Dumnezeu. Nu se prea scriu multe despre Andrei, dar știm un lucru. Andrei a avut o întâlnire reală cu Hristos. Și spune Biblia că la un moment dat, într-o împrejurare, niște greci la Filip și îi spun Filip, vrem să-l cunoaștem pe învățătorul. Știți ce face Filip? Merge la Andrei și îi spune Andrei, o venit grupul acesta aici, te rog, du-i la Hristos, Știți ce am înțeles din viața lui Andrei? Că atunci când ești pentru Dumnezeu, indiferent că lucrarea ta se vede sau nu, indiferent că lucrarea mea se vede sau nu în fața oamenilor, oameni buni, Andrei ducea oameni la Hristos și Filip îl cunoștea pe Isus. Filip putea să meargă el personal la Isus să-i spune de ei, dar nu, s-a dus la acela care în anonimat și o păstrat relația cu Dumnezeu. În anonimat a avut Andrei o relație strânsă cu Dumnezeu. De ce? Că omul ăsta a înțeles un lucru. Eu trebuie să fiu din aceea care aleargă pentru Dumnezeu. Indiferent că se va vedea lucrarea ta sau lucrarea mea, indiferent că oamenii ori vor aprecia sau nu, oameni buni, important e Hristos să aprecieze ceea ce facem pentru El. Că la finalul vieții știți cu ce vom rămâne? Cu ce Hristos va spune, nu cu ce oamenii vor spune. De aceea, Andrei, îmi place foarte mult atitudinea acestui om. Să trăiești atât de departe, să fii tot timpul în umbra fratelui tău mai faimos. Pentru că tot timpul Petru a fost un lider și a fost omul care mereu ieșea în față. Și Andrei, foarte puține versete scrie Biblia despre el, dar am înțeles din viața acestui om că Andrei a avut o relație stabilă cu Hristos. De ce? Că Andrei o înțeles un lucru. Eu trebuie să alerg pentru Hristos. Lăuda să fie Domnul. N-ați vrea în seara aceasta să fim din aceea care aleargă pentru Dumnezeu? Poate ești într-o situație în care Dumnezeu ți-a vorbit un lucru și pur și simplu ai ales să te desparți de cuvântul Lui. Poate ești într-o situație în care Dumnezeu te a adus și-a îngăduit anumite lucruri în viața ta prin, doar din pricina faptului că vrea să te întorci din nou la El, să fii mai aproape de El. Dar n-ați vrea în seara aceasta ca acest Hristos în viață să ne schimbe traiectoria? Și spunea psalmistul, Doamne, cercetează-mă, încearcă minimă. Și dacă sunt pe o cale greșită, Dumă pe calea veșniciei tale. Oameni buni, în seara aceasta este benefic să ne oprim, să vedem din ce categorie de oameni facem parte și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iona a primit cuvântul și, și o da seama Iona că singura șansa lui este Hristos. Și spune Biblia că s-a dus acolo Iona în Ninive și Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinar de mare cu el. De ce? Pentru că Iona a înțeles un lucru. Eu trebuie să alerg pentru Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat și eu merg de ce? Că Dumnezeu este acela ce coordonează viața mea și viața dumneavoastră lăuda să fie Domnul. De aceea în seara aceasta, cu sau fără Dumnezeu, poți să alegi în seara aceasta să pleci din locul acesta binecuvântat sau poți să alegi în seara aceasta să rămâi în starea în care te afli și la un moment dat, peste o săptămână, două lună, un an, doi, consecința să vină și să spună de ce n-ai ales atunci ce trebuia? Este seara benefică pentru mine și si pentru dumneavoastră să-l alegem pe el. Și si Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.